Salutare tuturor și bine ați venit la un nou videoclip pe canal. În videoclipul de astăzi o să vorbim despre o metodă super simplă de a face bani pe internet, o metodă pe care o puteți pune în practică chiar acum. Nu uitați să vă abonați la canal și nu uitați să lăsați un like la acest videoclip dacă credeți că vă este folositor. În videoclipul de astăzi o să vorbim despre Digistore și nu o să vorbim doar de despre Digistore, o să vorbim ce produse să promovați pe Digistore, să faceți cât mai mulți, cât mai mulți bani. Da, o să vă arăt câteva produse care se vând și unde să le vindeți și cum să vă găsiți primii clienți. Deci stați până la final să aflați toate secretele. Mă rog, nu sunt secrete, dar sunt sunt niște lecții destul de, destul de interesante, dar sunt niște tipsuri destul de interesante. Bun, odată ce ți-ai făcut cont pe Digistore, e foarte simplu, este gratuit să-ți faci cont pe Digistore. Trebuie doar să știți că vă trebuie un cont de PayPal pe care să îl asociați cu contul ca să vă puteți, să vă puteți, primi, să vă puteți primi comisioanele atunci când, când le primiți. Ok, după ce v-ați făcut cont, vreți să vă duceți pe Marketplace aici și să căutați un produs, da? Cred că asta este cea mai importantă parte în a face bani cu acest website, pentru că dacă nu alegi produsul corect sau dacă nu alegi produsul, un produs care să se vândă, nu o să faci bani, o să te frustrezi și probabil o să uiți de această metodă. De asta eu o să vă arăt un produs astăzi pe care puteți să îl promovați pe gratuit. O să vă arăt și niște locuri unde să îl promovați pe gratuit și să faceți bani cu acest, acest produs. Astăzi, astăzi, o să vorbim despre acest, acest, curs, se numește Tube Mastery. Practic este un curs în care te învață despre um, um, YouTube Automation. Da? Dacă intrăm pe pagina lor de, de vânzare, Puteți vedea aici este uh, un un YouTuber foarte faimos, cred că toată lumea îl știe dacă îl căutăm. Uh, puteți vedea că um, uh, Matt Par, da? el creează, are 9 canale de YouTube pe care care toate aceste 9 canale de YouTube sunt profitabile și îi fac bani lui uh, lună de lună, da? Deci este un YouTuber destul de popular, cred că are peste un milion, are câteva canale peste un milion de abonați, iar el a creat acest curs în care ne învață cum să facem și noi aceeași chestie. Da? Eu nu vreau să vă vând cursul vouă, dar eu vreau să vă, să vă anunț că momentan ăsta este cel mai bun produs pe care puteți să îl promovați pe Digistore. Da? Și este produsul ăsta o să se vândă dacă găsiți dacă găsiți clienții, clienții perfecti, da? clienții care caută chestii de genul ăsta, da? Bun, vedeți aici, că aici aveți niște persoane care își dau, își dau cu părerea, da? își Fac un fel de review la cursul ăsta și ce părere au ei despre acest curs. Aveți foarte multe chestii aici. Dacă promovați acest, acest curs, voi o să primiți undeva la 230 de dolari pentru fiecare, pentru fiecare persoană care, care cumpără cursul, da? Acum o să vorbim unde să îl promovați Um, unde să promovați acest curs ca să primiți, ca să începeți să faceți comisioane um, Ok, primul, primul website unde poți să promovezi acest curs este Pinterest Da, odată ce tu devii afiliat, o să ai propria, propriul tău dashboard da? um, când, când te afiliezi cu acest curs, o să-ți dea un fel de dashboard Unde o să ai tot felul de, de template-uri pe care poți să le folosești să promovezi acest curs. Da? O să ai tot felul de, de bannere, tot felul de thumbnail-uri, tot felul de poze, tot felul de chestii pe care poți să le, poți să le folosești ca să promovezi acest, acest curs. Mi se pare destul de interesant pentru că nu foarte multe produse de pe, de pe Digistore îți oferă toate aceste chestii care te ajută să faci să practic să faci mai multe vânzări. Poți să iei acele poze și să te duci pe Pinterest, dacă intrăm pe Pinterest. Um, ok. Da, vă faceți cont pe Pinterest, puteți să vă faceți un cont standard, nu, nu vă trebuie un cont uh, de business sau ceva de genul, pur și simplu vă faceți un cont, um, un cont standard, după care um, începeți să creați pinuri despre uh, despre acest curs, da? De exemplu, puteți crea pinuri, puteți vedea aici niște niște poze, puteți crea um, poze asemănătoare, mă rog, nu asemănătoare, nu cu maimuțe, dar puteți, pro, puteți crea uh, poze uh, despre curs, da? Genul, genul ăsta, puneți titlul, pune, puneți o descriere despre ce este vorba și la sfârșit vă puneți linkul vostru de afiliere, iar când cineva intră pe, pe contul vostru sau intră pe linkul vostru și nu știu, poate îi place despre ce e vorba în curs, poate este interesat, poate este interesat să și înceapă un canal de YouTube și uh, o să dea să cumpere cursul tău. Tu o să faci 230, da, 230 de dolari. Da, uh, metoda asta nu este Uh, nu știu, nu o să-ți aducă, nu, nu este la sigur, dar adică nu o să-ți aducă ție clienți 100%, o să îți arăt alte două metode prin care poți să aduci clienți mult mai ușor. Uh, pentru al doilea website unde poți să promovezi acest curs este, este să mergi pe Vocal sau pe Medium, cred că toată lumea știe ce este Vocal. Uh, intrăm aici pe Vocal iar aici pe vocul vreți să vă creați un profil unde scrieți doar de YouTube, da, cum să crești pe YouTube, cum să faci 1000 de abonați pe YouTube, cum să faci, nu știu, 1000 de vizualizări pe videoclip, cum să faci, nu știu, cum să faci bani pe YouTube și chestii de genul ăsta, da? trebuie să creați povești despre, despre YouTube. Dacă nu aveți idei și nu puteți, nu știu, nu, nu știți cum să faceți aceste articole, vă recomand vă recomand Jasper AI. Dacă vreți să creați articole, acest website vă ajută să creați articole de genul ăsta. E un pic cam scump, dar dacă reușești să faci comisioane din, din acest curs, un, un singur comision da, probabil o să plătească pentru Jasper AI pentru tot, pentru tot anul. Da? Deci o să folosiți Jasper AI să creați articole pentru Vocal și pentru Medium dacă vreți. Cred că toată lumea la fel, toată lumea știe ce este Medium o să creați articole despre YouTube, iar la sfârșitul fiecărui articol o să vă puneți linkul vostru de afiliere cu un, nu știu, cu o descriere simplă, da, despre ce este vorba în curs și probabil cum te-a ajutat și pe tine, dar încercați să scrieți o poveste cum te-a ajutat acest curs pe tine ca să, nu știu, să faci mai mulți bani pe YouTube sau de genul ăsta sau cum să crești pe YouTube, cum te-a ajutat cursul să crești pe YouTube, o descriere mică și după care pui probabil o să pui o imagine, un template pe care acest, acest curs sau acest program îți, ți oferă, îți oferă ca să îl folosești. Un mic template și după care atunci când cineva, pentru că pe vocal și pe medium poți să generezi foarte multe vizualizări din afară, iar dacă cineva este interesant, pentru că dacă a dat click, de exemplu dacă articolul tău se numește cum să crești pe YouTube și cineva a dat click pe articolul tău cum să crești pe YouTube, probabil acea persoană este um, interesată despre cum să crești, să crești pe YouTube. Da? Um, încă o metodă prin care poți, poți să, poți găsești, să găsești clienți, o să dau exemplu acum pe canalul meu. De exemplu, dacă te duci pe canale nu știu, mai mici, dar sub 1000 de, sub 1000 de abonați sau sub 10.000 de abonați care sunt la început, o să vă duceți pe profilul lor și o să vă duceți la secțiunea About sau Despre. Cred că fiecare canal are o adresă de e-mail unde poți să, unde poți să îi contactezi. Da? O să te duci la adresa, o să le copii adresa lor de e-mail, o să, nu știu, o să petreci 2-3 ore adunând adrese de e-mail pe, 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 YouTube, da? nu, nu o să aduni o singură, nu, nu o să iei o singură adresă, o să-i trimiți mesaj, după care o să mai iei o adresă, o să-ți trimiți mesaj, încearcă să aduni, nu știu, 20-30, după care poți să folosești, poți să folosești MailChimp, puteți folosi programul ăsta, MailChimp, să trimiteți un singur mesaj la mai multe, la mai multe adrese de e-mail deodată, da? și puteți să le trimiteți, de exemplu, puteți să, le, puteți să le trimiteți um, acele, acele e mailuri nu știu, o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână, de trei ori pe săptămână sau, nu știu, de cinci ori pe lună și tot așa, da? Um, să, le are, să le reamintești cât mai des despre cursul tău iar dacă acele persoane deja sunt interesate de YouTube, pentru că deja ei creează videoclipuri pe YouTube, probabil, nu știu, o să dea prin, o să citească despre ce este vorba pe acest curs, o să vadă că acest curs este creat de, un, de o persoană foarte populară pe YouTube, da, care are peste un milion de abonați pe mai multe canale și probabil și ei o să își dorească să fie la fel de, nu știu, să aibă succesul lui și o să cumpere cursul. Dacă acea persoană a cumpărat cursul, tu o să primești 50% comision din prețul acestui, acestui curs. Băieți, cam asta a fost cu acest videoclip. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uita să vă abonați la canal și ne auzim în videoclipul următor. Pa, pa!